Mergem chiar acum în direct la Institutul Național pentru Fizica Pământului. Suntem în direct cu domnul Constantin Ionescu, managerul Institutului. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună dimineața! Bună dimineața! Au fost foarte multe replici după cutremurele care s-au produs în zona atipică Oltenia, domnule director, și se întreabă oamenii dacă toate au fost replici sau a mai fost și vreun cutremur separat. Cea mai mare a avut 4,2 produsă azi noapte. Da, până în prezent s-au produs peste 270 de replici și azi noapte a fost un cutremur de 4,2. Ele s-au produs tot în zona unde a fost primul șoc, șocul principal și cel secundar de 2,7. Replicile s-au produs de-a lungul celor două falii. 5,7, da, scuzați. 5,7 s-au produs în zona falilor din de la nord de Târgu Jiu. 270, da, de replici, am auzit bine, domnule director Ionescu? Peste 270. Peste 270 încă puțin de 3 zile. Da, încă se localizează continuu cu 3 persoane și nu reușim să ajungem la zi. Practic, s-ar putea să ajungem în câteva ore să trecem peste 300. Este acesta un record, domnule director? S-a mai întâmplat vreodată să fie atât de multe replici în 2-3 zile? Pentru cutremurile din România este un record, adică n-au fost atâtea replici în urma unui cutremur major. Deci continuă să provoace surprize această zonă atipică, Oltenia, care a intrat mai nou pe harta seismică a României, s-a activat această zonă, au fost cutremure de suprafață. Vă surprinde inclusiv numărul mare de replici produse în mai puțin de 3 zile, pe lângă faptul că v-a surprins magnitudinea 5,7, nu v-ați fi așteptat să fie un cutremur de asemenea magnitudine în acea zonă. La ce surpriză ne mai putem aștepta, domnule director? Deja ați intensificat măsurătorile, ați trimis noi aparate în zonele respective. Ce date de ultimă oră au colectat aceste aparate trimise de dumneavoastră ieri? Deci noi încercăm să instalăm noi aparate pentru a constrânge cât de cât locațiile unde se produc cutremurile, ca să știm exact și să identificăm cu precizie falile și să știm exact adâncimea unde se produc cutremurile, pentru că aparatura se află instalată la suprafață. Ca să localizezi în adâncime, ar mai trebui un senzor sau doi pe adâncime, dar atunci nu poți să faci o localizare decât cu instrumentația de la suprafață. În momentul acesta deja se folosesc două echipamente instalate ieri. Urmează ca astăzi și mâine să se instaleze restul de echipamente trimise, iar pe viitor să fie folosite pentru studiile următoare ale zonei respective. Domnule director, ați fost nevoit să cereți ajutorul colegilor dumneavoastră din străinătate? Vă rog, răspundeți și apoi răspundeți și la întrebare. Vă rog. Da, privitor la activitatea seismică, ea va continua, după cum vedeți, sunt cutremuri de 4-3 grade, ceea ce arată că încă nu s-a terminat procesul în zona respectivă. Iar la întrebarea pe care a spus-o privind ajutorul din străinătate, în primă fază, ajutorul s-ar fi exprimat numai pentru instalare de stații adiționale. Deja în acest moment noi avem peste 25 de stații primite din străinătate în cadrul unui proiect de cercetare care se desfășoară care este în desfășurare pe toată regiunea, nu numai la noi, și la restul de și în restul de țări, și sunt suficiente echipamente în prezent care să ne caracterizeze toate zonele seismice din România. Vorbeați despre o altă posibilă zonă care ar putea genera surprize, zona seismică Făgăraș-Câmpul Lung. În acea zonă ați trimis aparatură suplimentară pentru a vedea dacă este posibil să se activeze și această zonă de cutremure de suprafață?
Eu n-am vorbit despre Făgăraș, dar dacă colegii noastre seismologii spunem de ceva, da, probabil, probabil, da. Zona respectivă e o zonă activă. Nu s-a produs un cutremur mare din 2016. Este foarte bine monitorizată din punct de vedere al echipamentelor. Dacă se activează, ar trebui să accesăm și alte echipamente din alte țări, pentru că deja echipamentele portabile pe care le avem le-am trimis în teren și nu mai avem nimic disponibil. Asta este o noutate, domnule director. Ați putea fi nevoit să cereți ajutorul altor țări pentru echipamente suplimentare de monitorizare în această zonă Făgăraș-Câmpul Lung. Spuneați că au fost foarte multe mișcări seismice, 270. Puteți face diferența clar care au fost replici, care au fost noi cu tremure de sine stătătoare, se poate spune în acest moment? În acest moment nu putem spune, dar toate cutremurile sunt legate de șocurile principale. Asta înseamnă că dacă ele s-au produs la o distanță sau în locația respectivă, este caracterizată ca replică. Nu se face o diferență că este un nou cutremur. Dacă era un nou cutremur, ar trebui să fie pe o altă fale și în altă zonă. Mulțumim foarte mult pentru ultimele informații de la Institutul Național pentru Fizica Pământului. Am stat de vorbă cu domnul director Constantin Ionescu.